Bună ziua, bine ați venit la această conferință de presă în care, așa cum ați aflat, doresc să prezint raportul de activitate pentru anul 2023. Dragi romașcani, anul 2023 a fost unul în care orașul nostru a parcurs etape semnificative în procesul său de transformare și de modernizare. Prin dedicarea și eforturile susținute ale echipei din Primăria Municipiului Roman, împreună cu sprijinul dumneavoastră, al comunității, am reușit să continuăm viziunea ambițioasă pentru Roman, axându-ne pe îmbunătățirea infrastructurii urbane, promovarea mobilității sustenabile, creșterea eficienței energetice și digitalizarea serviciilor. Acești piloni ai dezvoltării noastre urbane nu doar că răspund nevoilor actuale ale cetățenilor, dar pun și bazele solide pentru un viitor mai bun pe care ne-l dorim cu toții. Trebuie să menționez că în anul 2023 s-a marcat un punct de cotitură în evoluția municipiului Roman, ajungând la un număr de 37 de proiecte finanțate din fonduri externe, în valoare de peste 51 de milioane de euro. Proiecte semnate în acest mandat, care sunt în diverse stadii, unele au fost finalizate, altele sunt în implementare, iar altele urmează să fie implementate. Aceste inițiative au vizat reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate, educație, a infrastructurii rutiere, de apă și canalizare, precum și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale, contribuind semnificativ la reducerea emisiilor de carbon și la creșterea calității vieții. În domeniul mobilității urbane, am făcut pași importanți spre un transport public mai eficient și ecologic, prin semnarea contractelor de finanțare de autobuze electrice și dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde. Investițiile în pistele de biciclete și reabilitarea energetică a clădirilor sunt doar câteva din proiectele care evidențiază angajamentul asumat la început de mandat pentru un oraș mai sustenabil. Acest raport nu este doar o retrospectivă a realizărilor, ci și o prezentare transparentă a ceea ce a fost asumat și realizat în anul 2023 în direcția dezvoltării municipiului Roman. Cu fiecare proiect finalizat și cu fiecare inovație care va fi implementată, ne propunem din ce în ce mai mult ca acest oraș să îmbine armonios tradiția cu modernitatea, dezvoltarea sustenabilă cu îmbunătățirea calității vieții. Vreau să vă prezint, așa cum spuneam, proiectele europene pe care le-am semnat și care au fost coloana vertebrală a acestui proces de dezvoltare în acest an. Fiecare proiect este o piatră de temelie în edificarea viitorului municipiului Roman, demonstrând impactul pozitiv în transformarea orașului nostru într-un oraș mai bun pentru toți cetățenii săi. Am să încep cu o primă categorie, cea de modernizarea și dotarea infrastructurii școlare, unde au fost semnate în anul 2023 proiectul pentru creșterea eficienței energetice a grădiniței cu program prelungit numărul 1, proiectul pentru creșterea eficienței energetice a grădiniței cu program prelungit numărul 5, proiectul de renovare energetică moderată a clădirilor publice Școala Mihai Eminescu și proiectul pentru dotări cu mobilier, materiale didactice, componente IT pentru toate unitățile de învățământ din municipiul Roman, cât și pentru Clubul Copiilor. Toate aceste obiective, aceste contracte semnate, au o valoare de 44 de milioane 080.723 de lei. Categoria educație fizică, sport. Baza sportivă tip 1, construită în strada Islazului, proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții, proiect ce are o valoare de 7 milioane 38 de mii de lei.
În categoria transportul ecologic, auto și velo. Avem proiectul pentru asigurarea infrastructurii de transport verde prin Planul Național de Redresare și Reziliență și proiectul pentru stații de încărcare pentru autovehicule electrice finanțat prin Agenția Fondului de Mediu. Aceste două proiecte au o valoare de 3.999.757 de lei. O altă categorie, modernizarea infrastructurii rutiere, unde am semnat contractul pentru modernizarea arterei Roman-Est prin programul național Angel Salini, valoarea contractului 23 de milioane de lei. Proiecte cu impact social pentru categorii defavorizate. Vorbim aici de URBACT, Breaking Isolation, și de Soul Food, soluție digitală pentru gestionarea alimentelor, proiecte în valoare de 682.017 lei. Proiecte din domeniul dezvoltării instituționale. Proiectul cu Terra Millennium 3 pentru obținerea certificatelor pasaportului energetic pentru clădirile publice. Proiect în valoare de 240.000 de lei. În domeniul managementului deșeurilor, avem două proiecte. Proiectul pentru centrul de colectare prin aport voluntar, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, și proiectul pentru platforme supraterane de colectare selectivă. Ambele proiecte au o valoare de 11.944.698 de lei. În categoria proiecte pentru reabilitarea termică a blocurilor. Avem, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, semnat contractul pentru renovare energetică moderată a clădirilor multifamiliale din strada Sucedava. Proiect de 2.892.850 de lei. În categoria construcției de locuințe noi, avem 20 de unități locative prin compania ANL, Agenția Națională pentru Locuințe, un proiect în valoare de 5 milioane de lei. În categoria modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și canal, prin Planul Național Angel Saligny, avem proiectul de reabilitare a rezervorului de 5.000 de metri cub din strada Mihai Viteazu, stația de repompare numărul 1 din Roma. Așadar, în total, valoarea proiectelor semnate pe contractelor de finanțare din anul 2023 este de 103.824.877 de lei, echivalentul în euro a circa 20.700.000 de euro. Am să prezint în cele ce urmează și activitatea structurilor coordonate din cadrul Primăriei Municipiului Roman și, cu permisiunea dumneavoastră, am să încep cu Direcția Tehnică și de Investiții, care prin Serviciul Investiții și Lucrări Publice a gestionat o serie de proiecte esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii din Municipiul Roman, punând accent pe îmbunătățirea condițiilor de viață și accesibilitate pentru locuitori. Eforturile s-au extins și către sectorul de sănătate prin reabilitarea termică a policlinicii, un proiect ce promite o îmbunătățire a serviciilor medicale oferite comunității, proiect aflat în acest moment în fază de execuție. Proiecte majore au avut loc și în domeniul aprovizionării cu apă, precum și reabilitarea rezervorului de 5.000 de metri cub, finanțat, cum am spus, prin Planul Național de Investiții Angel Salini. Lucrările sunt în derulare în acest moment, promițând îmbunătățiri semnificative în sistemul de alimentare cu apă. Tot la acest capitol s-au finalizat și lucrările de debitmetrie monitorizare electronică a debitului de apă înregistrat în stațiile de repompare 1 și 2, cu și sistemul informatic SCADA. Activitățile au inclus și intervenții punctuale, precum înlocuirea și reabilitarea rețelei de canalizare din strada nouă. S-a finalizat proiectul de reabilitare și modernizare a drumurilor în cartierul Nicolae Bălcescu.
A fost o intervenție complexă, ce a inclus lucrări de terasamente, amenajări de noi sisteme rutiere, montarea bordurilor și pavarea trotuarelor. Aceste eforturi au transformat semnificativ străzile Salciei, Sărata, Zebrei, Fundătura Zebrei. Pe lângă acestea, direcția a gestionat proiecte variate de la diverse intervenții, la construcții, la reabilitarea infrastructurii stradale și sistemele de supraveghere video, îmbunătățind în mod constant calitatea vieții în Roma. În anul 2023, în urma solicitărilor, s-au eliberat de către direcția tehnică 336 de avize de săpătură și s-au ridicat la cota finală a stratului de îmbrăcăminte asfaltică 54 de capace de cămin carosabil și 28 de guri de scurgere. În cadrul următorului compartiment pe care vi-l prezint, Direcția de Servicii Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Roman, în anul 2023 au fost confecționate un număr de 75 de bănci, 8 pergole, 70 de coșuri stradale pe schelet metalic, jardiniere și elemente pentru locurile de joacă. În parcul municipal, pe lângă lucrările de întreținere și reparație, s-au construit noi adăposturi și spații pentru animale, cu îndeplinirea condițiilor de habitat cât mai apropiate de un mediu natural. S-au construit și amenajat noi habitate pentru pești orientali și plante de apă, prin compartimentarea unei zone din lacul de agrement, cu respectarea condițiilor de mediu pentru aclimatizarea speciilor de animale și de plante acvatice. Pe parcursul anului 2023 a fost asigurată funcționarea în cele mai bune condiții a zonelor de agrement și relaxare aflate în administrare. Vorbim aici de Complexul de Agrement Moldova, de Parcul Zăvoi, de Parcul Jora. Serele proprii au asigurat florile pentru toate cele trei sezoane, în 2023 fiind plantate în total peste 400.000 de fire de flori. De asemenea, au fost plantați și 467 de arbori. Serviciul de întreținere și reparații drumuri, alei și parcări a executat lucrări de întreținere și reparații pe o suprafață de 6.540 de metri pătrați, utilizând o cantitate de mixtură asfaltică de 1.045 de tone, având mai multe intervenții. Vorbim aici de reparații plombe în carosabil cu asfalt la cald pe străzile Griviței, Soldat Porojan, Bulevardul Republicii, Smirodava, Islazului, o suprafață de 350 de metri pătrați. Reparații și plombări în carosabil cu asfalt cald în strada Teiului, 300 de metri pătrați. Executare platforme pentru gunoi selectiv în zona locuințelor sociale de pe strada Islazului, 30 de metri pătrați. Executarea parcărilor la blocurile 1, 3, 5 pe strada Victor Hugo, 300 de metri pătrați. Executare parcări între blocul 19, strada Sucedava și blocul 1, strada Miron Costin, 250 de metri pătrați. Asfaltare trotuare pe străzile Maramureș și Păcii, 760 de metri pătrați. Pe linie de semnalizare rutieră au fost întreținute prin operațiuni specifice aproximativ 900 de indicatoare rutiere. S-au trasat marcaje pentru 201 parcări de reședință, s-au primit documentații și s-au întocmit un număr de 335 de contracte pentru locuri de parcare de reședință libere în parcările deja existente. Totodată s-au elaborat și schițe și s-au trasat 11 parcări noi. La sfârșitul anului 2023, în municipiul Roman existau 6.251 de locuri de parcare rezidențiale, din care 5.933 locuri închiriate, respectiv un grad de 95%. Numărul parcărilor publice cu plată pe raza municipiului Roman sunt de 1.172 de locuri, dintre care 1.023 sunt locuri cu plată la parcometre sau prin aplicația T-Park,
iar 140 sunt locuri la acces cu bariere. Încasările din administrarea parcărilor de pe raza municipiului Roman au fost 984.793 de lei pentru parcările publice cu plată și 708.226 de lei pentru parcările de reședință. O altă structură din cadrul primăriei, Serviciul Situații de Urgență, Protecție Civilă din municipiul Roman, care a monitorizat respectarea normelor de prevenție, a verificat și întreținut infrastructura de protecție împotriva inundațiilor, a organizat exerciții de evacuare și a asigurat măsuri de întreținere pentru de intervenție pentru diverse situații de urgență, inclusiv pentru incendii și fenomene meteorologice extreme. Au fost efectuate controle la gospodăriile populațiilor și la operatorii economici pentru prevenirea situațiilor de urgență și s-a actualizat componența și reglementările Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Comitetului Operativ cu Activitate Temporară. De asemenea, s-au desfășurat activități specifice pentru adaptarea la schimbările climatice și educație pentru mediu. În vederea îmbunătățirii reacției la situații de urgență, s-au organizat ședințe extraordinare pentru adoptarea măsurilor organizatorice și operative necesare. Personalul a participat la concursuri tehnico-aplicative și activități de prevenire și de intervenție care s-au realizat pe parcursul anului. Totodată, echipa a intervenit și în multiple ocazii la degajări de arbori, evacuări de apă din subsoluri, asigurarea măsurilor de securitate pentru aterizarea și decolarea elicopterului SMURT și gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice extreme. În cadrul Serviciului Control, Calitate, Monitorizare și Marketing Instituțional, în anul 2023, primăria a avut o activitate diversă, inițiative ecologice și comunitare. În cadrul campaniei Romașcanii Salvează Vieți, ediția a 8-a, 270 de donatori de sânge au fost recompensați cu acces în strandul municipal. În cadrul procesului de bugetare participativă, cu un buget de 250.000 de lei, proiectul PAMTRAC Roman a câștigat cel mai mare număr de voturi și a fost implementat. Un alt program gestionat a fost programul Rabla Local, prin care s-au casat un număr de 67 de autovehicule ale beneficiarilor eligibili. Informarea cetățenilor despre debarasarea corectă a medicamentelor expirate și educația ecologică a fost făcută prin întâlniri interactive cu elevi și au fost și ele priorități ale anului trecut. Prin activitățile desfășurate, printre cele mai importante activități desfășurate au fost workshop-uri ecologice, au fost sesiuni informative, diverse dezbateri pe tema reciclării și formarea și reformarea competențelor pentru ecoresponsabilitate. Evenimentele majore de educație ecologică au inclus Ora Pământului, campanie de curățenie de primăvară Romanul Curat și Verde, programul Vinerea Verde, campania națională Curățăm România, colectarea deșeurilor voluminoase, participarea la activitatea Let's Do It Romania, susținerea sustenabilă și educația pentru colectarea selectivă. S-a observat și o implicare în reciclarea deșeurilor electronice, marcată de Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice. Aceste inițiative reflectă angajamentul comunității și al administrației publice locale din Roman pentru protejarea mediului și promovarea sustenabilității. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a eliberat în anul trecut 512 certificate de urbanism, din care 119 pentru 8 operațiuni notariale. 200 autorizații de construcții emise, din care 41 pentru locuințe noi și 24 au fost pentru desființare. Au fost urmărite toate construcțiile autorizate pe faze de execuție, de la trasarea în teren
circa 88 de cazuri și până la recepția la terminarea cu lucrărilor 101 cazuri și a fost verificat modul în care titularii autorizațiilor de construcție respectă prevederile acestora și ale proiectelor și avizelor eliberate. Prin atribuirea unor noi denumiri de străzi sau redenumirea altora, a fost necesară eliberarea a 360 de certificate de nomenclatură stradală. Activitățile unei alte direcții, Direcția Municipal Locato Roman, au cuprins. Pentru serviciul de iluminat public s-au realizat 148 de intervenții la sistemul de iluminat, inclusiv montarea de stâlpi din beton și stâlpi metalici, extinderea și revizuirea sistemului. În serviciul de administrare a gurilor de preluare ape pluviale și reparația hidranților au fost executate reparații și extinderi ale rețelei. Serviciul de administrare a cimitirilor a gestionat contracte de concesiune și reconcesiune, a eliberat avize pentru lucrări funerare și a întreținut spațiile aferente. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân au capturat în cursul anului 2023 522 de câini și a promovat în special în această perioadă adopție, astfel că în anul 2023 au avut loc un număr de 489 de adopții. Serviciul de administrare și gestionare a fondului locativ a administrat 650 de unități locative prin activități de preluare, predare a locuințelor, prin efectuarea de reparații curente și de întreținere adecvată. În cadrul Direcției de Administrare a Pieței a fost gestionat prin activitatea lor cele două piețe și două micropiețe, precum și bazarul municipal, până la predarea amplasamentului către construcția noii grădinițe, axându-se în special pe colectarea taxelor și asigurând condiții pentru un comerț modern. Activitățile desfășurate au generat venituri în valoare de 2.270.000 de lei, din care s-au acoperit cheltuielile pentru funcționarea direcției și inclusiv lucrări pentru reparații, dotări și alte diverse obiective. Astfel, la piața centrală au fost executate lucrări de reparații la tâmplăria din aluminiu și înlocuirea sistemelor de glisare ale ușilor. La hala centrală au fost lucrări de întreținere, inclusiv pentru utilajele frigorifice, pentru instalațiile de semnalizare, la hidranți, înlocuire de chiuvete și montarea boilerului. La piața Smirodava au avut lucrări ample de reparații, reparația chioșcurilor, înlocuirea iluminatului cu iluminat LED și reparații la toaleta publică. Direcția de Poliție Locală și-a îndeplinit misiunea de a asigura un climat de ordine și siguranță la nivelul municipiului Roman. Polițiștii locali au participat la un număr de 2.977 de misiuni planificate de asigurare a ordinii și liniștii publice. Au fost rezolvate 2.200 reclamații și sesizări primite prin dispeceratul Poliției Locale. De asemenea, s-au aplicat 4.328 de amenzi în valoare de 1.472.430 de lei și totodată 1.006 avertismente scrise. În cadrul dispeceratului de monitorizare video s-au semnalat 660 de sesizări, compartimentul control mediu a soluționat 94 de sesizări cu privire la depozitări necontrolate, iar totodată au fost aplicate în acest sens și 64 de sancțiuni contravenționale. O altă direcție, Direcția Club Sportiv Municipal Roma, cu activitate intensă în anul 2023, organizând competiții și ectizându-și semnificativ numărul de secții sportive de la 9 la începutul anului la 31 în prezent, adăugând noi discipline precum triatlon, ecvestru, karting. Astfel, în paralel, clubul a efectuat și reparații și investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii sportive la bazinul de not și la sala sporturilor, pentru a oferi condiții optime sportivilor și publicului.
Obiectivele secției de fotbal au fost și în acest an promovarea în Liga a treia, astfel echipa seniorilor înregistrând rezultate pozitive, clasându-se pe locul 2 în seria lor la finalul anului 2023. În ceea ce privește handbalul, echipa feminină, CSM Roman, a continuat să obțină performanțe notabile în Liga ei, concentrându-se pe dezvoltarea și consolidarea lotului pentru a se menține în topul competițiilor naționale. Echipa de handbal feminin a încheiat turul ediției de campionat 2023-2024 pe locul 3, loc ce conferă dreptul la participarea în turneul de promovare pentru luna mai 2024, turneu organizat de Federația Română de Handbal. Direcția de asistență socială a municipiului Roman a gestionat 671 de cereri pentru alocația de stat pentru copii, a soluționat 54 de dosare noi pentru ajutorul social, a prelucrat 389 de dosare pentru indemnizația de creștere a copiilor și a gestionat 668 de cereri pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale. Au fost eliberate 10.137 de legitimații de călătorie pentru transportul urban și au fost acordate 4.019 etichete sociale pentru pensionari și persoane cu handicap. Un accent deosebit a fost pus pe asistența pentru persoanele cu dizabilități și protecția copilului, unde s-au întocmit 18 dosare pentru internări în centre de îngrijire și au fost realizate 315 anchete sociale la solicitarea instanțelor judecătorești și au fost monitorizate 221 de familii cu copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Centrul Casa Speranței a găzduit 20 de persoane aflate în dificultate, iar Centrul pentru Servicii Sociale Casa Pâinii a oferit zilnic hrana pentru aproximativ 90 de persoane. Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, Casa Bunicilor, a oferit cazare, masă, asistență medicală și socială pentru 35 de persoane vârstnice. Direcția locală de evidență a persoanelor a realizat activități specifice în conformitate cu legislația în vigoare, incluzând eliberarea cărților de identitate, înregistrarea nașterilor, a deceselor, a căsătoriilor, divorțurilor și modificările de stare civilă. Au fost soluționate 16.493 de cereri de eliberare actelor de identitate, 426 de cereri pentru eliberarea cărții de identitate pe bază de procură specială, iar 2.074 comunicări de naștere au fost procesate și transmise. Pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă, în 2023, 100% din lucrările specifice au fost soluționate în condițiile prevăzute de lege, iar activitățile pe linie de proceduri speciale și stare civilă au fost realizate cu succes, cu radierea persoanelor decedate și a celor care și-au pierdut drepturile electorale în timpul stabilit. Activitatea Bibliotecii Municipale Radu Melidon, George Radu Melidon, se evidențiază printr-un an plin de evenimente culturale și programate educaționale, subliniind misiunea instituției de a răspunde nevoilor de informare, lectură, educație și recreere a comunității. Pe parcursul anului, biblioteca a organizat diverse activități, cum ar fi expoziții de carte, ateliere de creație, cluburi de lectură, concursuri tematice și conferințe, demonstrând o colaborare strânsă cu instituțiile de învățământ, primăria și alte organizații locale. Statistica la sfârșitul anului 2023 arată un număr de 1234 de utilizatori activi, organizarea a 108 evenimente culturale cu 1728 de participanți și un total de 19.111 volume împrumutate, evidențiind astfel contribuția semnificativă a bibliotecii la viața culturală și educațională a comunității din municipiul Roma. Acum, în partea de final a raportului, aș vrea să trec în revistă câteva
premii importante obținute de Primăria Municipiului Roman în anul 2023. Municipiul Roman a obținut în anul 2023 una dintre cele mai importante distincții europene. E vorba de premiul Elogi, eticheta europeană pentru excelență în bună guvernare. Distincția s-a acordat în cadrul conferinței organizate de Consiliul Europei și Secretariatul General al Guvernului, în baza unei analize făcute printr-un mecanism european de evaluare cu privire la calitatea guvernării locale și reprezintă o modalitate de certificare de apreciere a administrațiilor publice locale care au atins un nivel ridicat de bună guvernanță în conformitate cu standardele de referință ale Consiliului Europei. Tot în anul 2023, Primăria Municipiului Roman a primit titlul de Oraș Verde, titlu care a fost acordat în cadrul Forumului Orașelor Verzi, organizat la finele anului trecut la Brașov, pentru proiectele inovatoare de revitalizare urbană. De asemenea, în topul național realizat în 2023 de către Asociația Smart City Romania, Primăria Municipiului Roman s-a clasat pe primul loc la digitalizarea serviciilor publice în rândul municipiilor care nu sunt reședință de județ. Am dorit astfel să vă prezint doar o parte din drumul parcurs împreună și să-mi exprim recunoștința pentru sprijinul și încrederea pe care mi le-ați oferit. Le sunt recunoscători colegilor mei cu care muncesc zi de zi, pentru că numai prin colaborare strânsă și susținută, susținere reciprocă, doar așa putem înfrunta provocările și să atingem obiectivele pe care le-am propus. Nu este simplu, însă cred cu tărie că Romanul se află pe traiectoria corectă. Vă mulțumesc și dacă dumneavoastră aveți întrebări. Bună ziua, domnule primar! Vreau să vă întreb sau să vă aduc la conștiință un aspect care ne-a fost adus la conștiință și nouă în privat, ulterior văzând că Vesana a postat și pe grupuri publice din Roman, faptul că autobuzele, microbuzele electrice, spune domnul, nu permit cumva urcarea vârstnicilor în partea frontală, da? Pentru că pe mijloc înțeleg că ele, de către transportator, nu sunt deschise, da, ușile. Aici sunt acele autobuze care au fost atrase prin proiect. Nu. Sunt ale lor, nu. Aceste microbuze fac parte din parcul operatorului, sunt autovehicule electrice noi pe care și le-a achiziționat prin forțe proprii operatorul. Noi urmează să preluăm primul lot de autobuze în urma procedurilor, după care această funcționarea lor va face parte dintr-o nouă procedură de licitație. Am înțeles. Privind creșa de la bazar și cinematograful Mirea, dacă vreți să ne actualizați în ce etape suntem. Creșa de la bazar, cea care este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență a Ministerului Dezvoltării, este în procedură de lucrare, adică s-a dat din nou reînceperea lucrării pentru că perioada iernii a fost stagnată. Astfel că la începutul anului au reînceput. Termenul de finalizare este sfârșitul acestui an. Am vorbit cu constructorul, ei speră că dacă toate condițiile sunt îndeplinite, adică de asigurarea finanțării în primul rând și derulă și fără să apară lucruri neprevăzute, se încadrează în acest termen. E un ritm relativ bun de lucrare, având în vedere că se lucrează la partea de infrastructură, care este o parte complexă și foarte grea, la fundație. Am înțeles. La cinematograf? La cinematograf sunt în etapa de lucrări la interior, au avut câteva etape printr-o aplicare a unui strat special de tencuială exterioară, care urmează să fie ulterior îmbrăcată cu vată minerală și apoi finalizat cu o îmbrăcăminte specială spre exterior.
Mai sunt câteva lucruri care trebuiesc detaliate pe anumite lucruri care nu au fost identificate la începutul lucrării. Vorbim aici de o structură de rezistență care mai trebuie completată în interior și lucrările sunt în curs de execuție cu termen de finalizare 30 iunie. Am înțeles. Credeți că se vor finaliza? În vedere că spuneți că au fost cumva îngreunate de aceste aspecte, că probabil la expertiză nu au fost utilizate niște... Nu, la săpătură au constatat că a apărut o grindă de altă tipologie și a fost necesară o reconfigurare, ca să-i spun așa, a structuriștilor. Eu sper să ne încadrăm pentru că altfel vor intra pe penalități. Sperăm să nu fie condiții fortuite care să nu țină la fel de dumnealor, dar în momentul de față nu sunt aceste semnalmente. Sperăm ca totodată să putem să realizăm și lucrările de modernizare a accesului. Vorbim de acel pasaj pe sub blocul din fața fostului cinematograf și scările de acces. Am făcut și estimările și calculele urmând ca refacerea să fie făcută în ton cu aspectul exterior al noii clădiri. Așteptăm să vedem cum vor fi materialele care le vor aplica și vom face și noi reabilitarea cu o zonă de afișaj electronic acolo, cu o zonă de supraveghere, cu o zonă luminată, cu refacerea scărilor și a rampei de acces. Am înțeles. Privind proiectul integrat din Bălcescu? Da, la fel are 36-a termen de finalizare. Sunt prelungite? Da, toate care au fost prelungite la finalul anului trecut, conform ordinului Ministerului Fondurilor Europene. În momentul de față se lucrează la sala de sport, se achiziționează panourile sandwich speciale care trebuiesc aplicate și în exterior mai sunt câteva lucruri de clarificat cu privire la amplasarea terenului exterior, iar mai sunt mici finisaje interioare pe care le mai are de executat constructorul. Termenul este tot 36. Și la drumuri? La drumuri la fel, tot 36-a, se lucrează în acest moment pe strada Bucovinei, în cartierul Petru Rareș, tot 36-a este termenul. Avem și în acest moment în lucru proiectul tehnic pentru infrastructura de apă de pe strada Miron Costin și apoi să venim cu reparația străzii. Dar aici, având în vedere și demersurile în care suntem în acest moment, sunt lucrurile un pic aglomerate și precipitate. Sperăm să reușim să finalizăm proiectul și să facem simultan și o lucrare și cealaltă, pentru că, așa cum ați văzut, am prins în lista investițiilor pe acest an schimbarea rețelei de acolo și avem nevoie urgentă de finalizarea documentațiilor și obținerea vizelor. Schimbarea rețelei, OGL-urile sunt modernizate deja? Sau? Nu, dar nu sunt modernizate. Ok. Pe stradă. Trebuie înlocuite. Sunt rețele vechi cu avarii foarte... Nu mă refer la străzi. După ce și după ce înlocuim apa, rețeaua de apă, să apoi facem reparația străzii. Da. Am înțeles. Da, vă referiți la ce străzi? Strada Miron Costin. Ok. Privind strada Transilvaniei, cred că vă întreb în 2020 sau 2021, la solicitarea cetățenilor, mă rog, solicitarea unor familii, că sunt puțini acolo, într-adevăr, vor vedea asfalt, gaze, pentru că... Știți că acestă... Da, noi am introdus acel sector de drum în Planul Național Anghel Salini și a fost al doilea proiect ca și prioritate în lista noastră, cu acea bretea care urmea să prelungească strada Teiului. Ei, în momentul de față, noi suntem în prima etapă cu acest proiect. Până nu vom intra în derulare, știți că vom relua și acest proiect, procedura, și vom face, sperăm noi, în vreo 2 luni maxim să începem din nou procedurile și se înregistrează ca și proiect în derulare cu trageri deja din proiect, cu termen de finalizare, sperăm noi, sfârșitul acestui an. Atunci putem să ne înscrie pe o nouă sursă, pe o nouă linie de finanțare cu un nou proiect pe Anghel Salini, care înțeleg că va fi un proiect care va mai funcționa și într-o etapă următoare. Pe același principiu mergem sau este gândirea și pe Anghel Salini.
după finalizarea proiectului, dacă vor fi sume rămase sau vor fi posibilități să ducem și în zona de infrastructură de apă o nouă sumă pe acest proiect. Dar pentru Transilvanie este în stand-by, așteaptă după demersurile de pentru artera. În acest moment nu este într-un proiect de investiții cert. Am înțeles. Tot pe anghelsa linii este și vine și finanțarea modernizării arterei Roman-Est. A cărui licitație a fost pentru a doua oară anulată? Nu a fost. Nu. Nu, a fost, știți foarte bine, anul trecut, datorită mai multor aspecte de natură tehnică, în urma unor clarificări în cadrul derulării procedurii, s-au identificat probleme la această documentație tehnică. În acest moment se reface întreaga sau se revizuiește întreaga documentație, după care se va relua procedura de licitație. Au fost decizii ale instanțelor care au certificat și au dat. Nu. Acum sunt. Sau de ce? Da, din cauza. Prima anulare a avut loc. Da. S-a anulat. Da. După aceea s-au reluat din nou calculele, proiectul tehnic s-a revizuit. Urmează ca noul proiect tehnic să se scoată în procedură de achiziție. Cam cât considerați? Noi sperăm într-o lună să fie gata documentația, mai sunt câteva lucruri de clarificat și la teren. Ați văzut că acum luna trecută în ședința de Consiliu Local am avut și o suprafață de teren identificată ca fiind făcând parte din teritoriul OATE Sagna. Am vorbit deja cu primăria, nu am dat și acel lucru trebuie clarificat pentru că sunt niște exact și mai sunt câteva și de la privați, care vom intra chiar în ședința aceasta și cu un schimb de teren. E vorba de circa două loturi, unul de 90, unul de 70 de metri pătrați, care aparțin unor privați și cu care să facem un schimb pentru a avea întreg amplasamentul pe teritoriul Aterom. Am înțeles. Da, toate aceste lucruri merg simultan. Noi sperăm într-o lună, o lună jumătate, să finalizăm aceste demersuri și să putem promova din nou procedură. Privind procesul de predare primirea bunurilor de retur, cred că mâine expiră și prelungirea, nu? Că pe 16 februarie, dacă îmi amintesc bine, a fost prelungită, da? Nu, haideți să clarificăm. Consiliului Local. în acea hotărâre de Consiliul Local a fost prelungit acest termen. Și totodată a fost stabilit conform legislației în vigoare responsabilitatea continuării furnizării serviciului, pentru că sunt două lucruri diferite și nu putem să preluăm niște bunuri care nu au fost 100% verificate, pentru că sunt niște bunuri care au o complexitate mai mare și care necesită, așa cum am spus, o expertiză sau o expertiză externă care să certifice starea la momentul preluării. Din acest motiv, suntem în derulare cu acest proces de predare-primire și totodată și cu demersurile juridice. Am avut un prim proces în instanță cu privire la furnizarea serviciilor publice de apă și canal, întrucât operatorul considera că după aceste 90 de zile nu trebuie să mai furnizeze serviciu și pentru că au fost și documente în acest sens mai mult, pe lângă declarațiile publice, s-a ajuns în zona de instanță, unde instanța a decis că trebuie să ne-a dat câștig de cauză și compania, până la preluarea de către un alt operator, va face serviciu în continuare, între timp mergând și acest proces de preluare-predare. Cât mai durează asta, încerc să... Dar nu are nicio legătură. Nu. Alea sunt, în principiu, sunt niște termene stabilite ulterior în legea 951, termene de care operatorul a încercat să se prevaleze. Sunt niște termene cu caracter de recomandare, dar care nu fac parte dintr-un lucru imperativ legal care să opereze cu obligativitate. De aceea, asta am spus și noi. Noi am încercat să facem acest lucru, încă vă dați seama, nu transferăm dintr-o parte în alta un pic sau un pahar cu apă. Înțeles,
Da? Este foarte complex și complicat și vrem să facem lucrul acesta cu seriozitate și să știm cu exactitate starea bunurilor. Pentru că prin condițiile stabilite de contractul de delegare, este o prevedere care spune că operatorul trebuie să returneze bunurile de retur în condiții la fel ca acelea cu care le-a preluat. Pentru 2009 nu cred că mai sunt la fel. Da. Sau cel puțin într-o stare bună, într-o stare bună de funcționare. Da? Deci aici sunt lucruri care trebuie foarte bine reglementate. Da, s-a semnat contractul, începe să funcționeze. Deja ne-am mișcat foarte rapid. Am înțeles. Când a fost domnul ministru Veștea la Roma, știu că i-ați arătat o schiță a unui proiect care se vrea la stadionul Moldova. Da, este nu numai că i-am arătat, acela a fost proiectul pe care l-am propus, care a fost realizat în cursul anului trecut, a fost finalizat și recepționat. În acest moment este pe lista sinteză la Ministerul Dezvoltării pentru a fi promovat prin ordin de ministru. Când credeți că ar putea să fie luat în calcul? Nu, este luat în calcul. Problema e următoare, așa cum peste tot. Prima dată trebuie să îți manifesti intenția, trebuie să pregătești documentația suport, iar apoi trebuie să existe sursa de finanțare. În momentul în care va exista și sursa de finanțare din cadrul Ministerului, sperăm noi să fie în cursul acestui an. Era estimată și o valoare atunci când ați prezentat? Da, circa 20 de milioane. Aha, ok. Deci în acest an ar putea fi? Ar putea fi în acest an, da. Înțeleg. Noi ne-am manifestat inclusiv dorința de a face anumite investiții etapizat în acest proiect, de a fi finanțat și în cadrul a două etape, dacă nu există o sumă disponibilă de acest nivel. Adică să începem cu amenajarea pistă și tribună, urmând ca celelalte zone de terenuri adiacente să poată fi făcute într-o etapă ulterioară. Înțeleg. La final, pentru că astăzi ați prezentat raportul 2023, aș vrea să vă întreb ce considerați că mai poate fi încă îmbunătățit în municipiul roman, în așa fel încât să reflecte în calitatea vieții romașcanilor. Ce considerați că s-ar putea face în plus? În plus înseamnă și mai mult. În plus înseamnă și ceva nou. Adică sunt mai multe lucruri care înseamnă în plus. Dar definitoriu este clar acest traiect pe care l-am asumat de la începutul mandatului. Pentru mine consider că sănătatea, educația sunt prioritare pentru calitatea vieții. Pentru că fără o pregătire adecvată, fără un sistem sanitar pus la punct, nu putem să avem oameni sănătoși. Mai departe, am întâmpinat, datorită unui management defectuos, această mare problemă a apei, care, iată, după mai mult timp, mi-am asumat-o și sper ca, alături de cei care mă susțin și sunt în direcția de sprijin și de dezvoltare a municipiului Roman, să avem un alt operator, poate că cu 1 iulie sperăm să avem factură de la... Da, pentru că am avut nevoie în termenul preconizat de ei și la instanță să le spunem clar, domnule, ce se poate face, pentru că sunt niște pași legali peste care noi nu avem cum să trecem și de aceea, pentru că altfel am fi fost de acord de mâine să schimbăm furnizorul. Da? Și evident că și aceasta este una sau principala condiție a unei vieți decente, da? Dar și e o prioritate. La fel cum siguranța este o prioritate. Și în acest an avem deja în derulare, așa cum ați văzut, anul trecut am avut un set de sisteme de monitorizare și în acest an un contract de aproape 100.000 de lei este în desfășurare, în semnare pentru montarea mai multor camere de supraveghere în locațiile în care au fost solicitări sau une, noi am constatat că trebuie făcute intervenții cu celeritate. Sigur, vedeți și gestionarea deșeurilor și colectarea selectivă. Este o problemă cu impact atât financiar, cât și impact vizual și impact de... Așa cum am spus de fiecare dată, acest lucru nu se poate face decât cu cei trei factori împreună responsabil.
primăria municipiului Roman, operatorul de salubritate și cetățeanul. Deci acești trei factori sunt determinanți și doar așa putem să trecem peste această etapă. Noi pregătim și asigurăm infrastructura, așa cum vedeți, urmând ca mai departe operatorul să opereze și să se doteze corespunzător, pentru că peste un an și un pic expiră contractul de delegare pentru deșeuri. În următorul contract de delegare vor fi condiții cu totul diferite față de acest contract. Pentru că noi la proiectul care îl vom implementa, toate containerele vor avea și sistem de cântărire. Sistem de monitorizare, sistem de cartelizare și sistem de cântărire. Astfel că la cele 70 de platforme va trebui să aibă dotarea adecvată și să știe că viitorul operator, cine va fi el, trebuie să îndeplinească aceste condiții. Pe lângă aceste condiții și cetățeanul trebuie să știe că nu va mai putea arunca sacoșica cu deșeuri menajere peste în containerul de carton, pentru că va contamina întreaga cantitate de deșeu din acel container. Și nu numai acea întreagă cantitate. Mașina care va veni să ia doar deșeul de carton, care va avea senzor că s-a umplut acel container, va veni și va lua containerul, iar când va lua cu un container contaminat, întreaga mașină se va contamina. Și atunci toată acea mașină va trebui, toată cantitatea va trebui depozitată și transportată ca și deșeu menajer, pe care va trebui să o plătim. Iar în final, penalitatea pe care o plătim ca administrație publică locală, pentru că nu ne realizăm acest grad de colectare. Sunt foarte mari sumele, de aceea spun. Exact, exact. Vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc. Legat de Artera Roman Est, că tot a spus că a fost făcută cu parte din Water Sarna, pe niște... Nu a fost. Nu, proiectul nostru care include și un sens giratoriu, în cadrul acelui sens giratoriu, ca și dimensiunea cu șanțuri, cu rigole de colectare a apelor, în traiectul lui atinge și câțiva metri când s-au făcut niște... A fost și aceasta una din erori. Până acum, dar ce există în momentul ăsta construit sau ce a mai rămas construit? Nu, ce există construit nu are legătură. Nu e aceeași situație, pentru că dimensiunile sunt altele. Caracteristicile sunt de cu tot o altă natură. Deci acum este o altă structură de drum, de tip arteră ocolitoare, care îndeplinește dimensiuni și infrastructură diferite, plus acel sens giratoriu care nu există și este o lucrare destul mult mai amplă în acea zonă, care se va intersecta cu DJ-ul. Și o a doua întrebare și ultima. Știți când se vorbește, sau nu știu dacă se mai vorbește, s-a vorbit cu siguranță de orașul cu de 15 minute, i-a speriat cu oameni și așa mai departe. Și trendul în orașele europene ar fi că pe centrul orașelor se renunță la locurile de parcare, cele mai multe se transformă în zone pietonale, urmând ca această renunțare a locurilor de parcare în zona centrală a orașelor să-i forțeze cumva pe oameni să apeleze la mijloacele de transport în comun, ceea ce ar fi, trebuie să recunoaștem, ideal. Corect. Da? Aveți dreptate. Ăsta este, cum să zic eu, țelul, direcția în care se merge. Să se elimine cât mai mult mașinile din zona centrală, unde este de cele mai multe ori și foarte densă și atunci va deveni foarte poluată. Acest lucru permite degajarea zonelor centrale. Dar toate lucrurile acestea trebuie făcute treptat și simultan, pentru că dacă elimini parcări și nu ai un sistem de transport public ecologic concomitent, atunci oferi, scoți noxe de la auto mici și introduci noxe de auto mari. Atunci trebuie făcut. Ca să faci proiecte de infrastructură, trebuie să ai în spate și variante alternative. Adică trebuie să creezi în paralel zone de parcare, da, eficiente, că sunt ele pe verticală, pe supraterane, subterane, care să vină să compenseze aceste locuri. Că vedeți, noi avem locuri de parcare care sunt ocupate aproape 100%. Orice eliminare a unui număr de parcări vine la pachet cu nemulțumire. Adică cineva va rămâne fără loc de parcare.
De aceea toate lucrurile acestea trebuie făcute, pentru că și în viziunea sau în perspectiva viitoare ne gândim că zona centrală a Romanului ar putea fi transformată, cel puțin pe perioada de weekend, într-o zonă pietonală, regândită, redirijat accesul. Sunt lucruri care așa se regăsesc în zonele sau în orașele moderne din capitale europene sau zone din țări dezvoltate și noi încercăm să ne aliniem prin proiectele care le pregătim și le dezvoltăm în etapa următoare. Vă mulțumesc! O după amiază plăcută!